La editurile Caete Silvane, Zalău și Etnologică, București a apărut ediția a doua, revizuită și adăugită, a cărții Șapte zile în țara Silvaniei, un exercițiu de antropologie culturală de Camelia Burghele în limbile română, maghiară și engleză. Traducerea în limba engleză a fost asigurată de Ioana și Gabriel Ghilă, iar în limba maghiară de Györfi, de Acdiorgi și Simeon Györfi. Volumul a apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj. Volume publicate de Camelia Burghele. Descântece Descântece populare terapeutice din Sălaj În numele magiei terapeutice Cămașa ciumei Note pentru o antropologie a sănătății Studii de antropologie a sănătății Repere de cultură tradițională sălăjană. Satul timpului Timpul satului Chilioara Șapte zile în țara Silvaniei Asumarea identității culturale în comunitățile românești Din Maramureșul ucrainian Solnocul de mijloc la 1864 La nuntă în satele sălăjene Ceramica de zalău Camelia Burghele este cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău și autoare de lucrări despre cultura tradițională sălăjană.